a cucerit Japonia cu bucate moldovenești. Diana Curata, originară din Chișinău, locuiește de 20 de ani în Țara Soarelui Răsare și a deschis un restaurant cu specific moldovenesc la Tokyo. Ea spune că, datorită localului său, se simte cu adevărat acasă, chiar dacă este la mii de kilometri distanță. Ies deja în rolă, doamnă. Ele s-au făcut frumoasele. Azi am o comandă la ele. Iată-te-le. Vedeați? Miroasă nu vine, așa e. Diana ne-a povestit că a plecat pentru prima oară în Japonia doar pentru o lună, după care a înțeles că aceasta este țara în care vrea să trăiască. Femeia spune că în scurt timp și-a întâlnit viitorul soț și a întemeiat o familie acolo. Cu timpul când am început, dăm o fetiță, am născut-o prima, piormul băiatul, s-a dus copiii la grădiniță și am început și eu să învăț limba, să mai înțeleg mai multe. Diana spune că ideea de a deschide un restaurant moldovenesc în Tokyo i-a venit în timp ce stătea în concediu de maternitate. Femeia spune că a fost inspirată de bucatele pregătite de bunica ei de la țară. Haide să încercăm să facem un restaurant moldovenesc în Japonia, că nu este în Japonia nimic. Fiindcă și vinurile sunt gustoase la noi și mâncarea e foarte super. Zic, de să facem. Așa mi-a venit, uite, știi, că așa spontan. Diana ne-a făcut o excursie prin localul ei pe care l-a numit Noroc. Iată, asta e sala noastră. Iată, așa am făcut noi așa o reparație. Prosoapele toate s-au dus de la bunica. Desenul care e făcut pe perete ne-l a desenat o fetiță care a venit din Moldova, un designer și sașii tet. Eți cum merge la mine. E așa, e ca la bunica acasă, știi cum, ca în casa și e mare. Pragul restaurantului este călcat în mare parte de japonezi care iubesc mâncarea noastră tradițională. Diana spune că pregătește singură bucatele. Și la japonezi le place chestia asta, îți duc să gust ceva nou. Dar, într-adevăr, pe dânși trebuie să-i uimești, nu că pur și simplu i-ai pus ceva, știi, dar să le spui istorie. Diana Curata ne-a mai povestit că împreună cu mai mulți japonezi planifică să vină în țara noastră pentru a le face o excursie.